Un automobil al poliției a fost grav avariat după ce s-a ciocnit cu o altă mașină. Totul s-a întâmplat în amiază zilei de 28 martie, aproape de ora 13, la intersecția străzilor Mihai Eminescu și București, din centrul capitalei. În imaginile de la fața locului se vede că în urma impactului, ambele automobile au fost avariate și au rămas blocate pe traseu. La fața locului imediat s-a deplasat o echipă de polițiști pentru a documenta cazul. Potrivit oamenilor legii, mașina de poliție se deplasa pe strada Eminescu la volan, fiind un angajat al Inspectoratului Național de Patrulare în vârstă de 26 de ani. Cealaltă mașină, condusă de un tânăr de 31 de ani, circula pe strada București. Deocamdată nu este clar care dintre șoferi nu a cedat trecerea și a provocat impactul. Cert este că în urma coliziunii nimeni nu a pățit nimic. Totuși, vehiculele au fost grav avariate. Unii internauți au ținut să facă haz de necaz și au scris în comentarii că asta se întâmplă cu cei care nu respectă regimul de carantină și nu stau acasă. Pe cazul dat a fost inițiată o anchetă pentru a fi stabilite toate circumstanțele și care dintre șoferi nu a respectat regulile de circulație rutieră. Cel care va fi găsit vinovat riscă șase puncte de penalizare și 1500 de lei amendă.